Cleopatra convinge Eritrea, caută exprimare. Întotdeauna dacă ai o idee, vei încerca să convingi, exprimând-o pe cei din jurul tău. Dacă tu crezi că este mai bine ceea ce alții nu fac sau fac diferit, vei încerca să-i convingi. Și întotdeauna, atunci când exprim ideile, exprim și sentimentele. Pentru că ideile și simțămintele noastre sunt încurajate și sunt intensificate pe măsură ce le exprimăm. Cuvintele transmit idei și ideile se nasc din cuvinte. Nu așa? În timp ce vorbești cu cineva, îți vin alte idei. În timp ce povestești ceva, te gândești la alte lucruri. În timp ce asculți, în mintea ta se nasc alte idei. Și atunci când rostești anumite cuvinte, trebuie să știi că reacția organismului este o reacție pe care nu o poți controla. Atunci când ești supărat pe un copil, de pildă, și îi spui că dacă mai face ceva, va lua bătaie, deja mâinile tale, dacă te uita la ele, se pregătesc pentru a lovi. Dacă te cerți cu cineva și ameninți că îl vei lovi, pumnii tăi se strâng. Pentru că întotdeauna ideile nasc atitudini. Gândurile acționează prin cuvinte asupra întregului sistem nervos și comandă organismului ceea ce exprim prin cuvinte. Legea patra, convingerile caută exprimare. Dacă spui că Dumnezeu nu te ajută, dacă spui că Dumnezeu niciodată nu ți-a răspuns la rugăciune, vei înceta să te mai rogi, vei înceta să mai participi la biserică. Dacă vezi că lumea este și spui că lumea este rea și că nu vei găsi niciodată înțelegere, te vei izola și vei ajunge un om foarte, foarte nefericit. Întotdeauna ceea ce spunem trebuie să avem grijă, pentru că ne influențează mai întâi pe noi. Chiar dacă ni se pare că sunt doar vorbe, știți că mari mincinoși ajung să-și creadă propriile minciuni? Oamenii care glumesc mereu și au totul în glumă sunt oameni care glumesc cu propria lor viață. Convingerile caută exprimare.